stăm de vorbă cu pictorul Mihai Takács în biblioteca lui din atelier. Mișii, îți pare rău că ai plecat din satul tău, din Șilindia. Nu. Nu-mi pare rău. Nu mi-a plăcut niciodată la țară. Și acum merg la țară foarte rar și atunci stau foarte puțin. La țară, la Șilindia, încă trăiește maică-mea și sora mea, care locuiesc acolo. Dar se întâmplă rar, chiar o dată de două ori pe an, când merg acasă. N-am fost omul satului, de mic nu mi-a plăcut la țară. Dar îmi place foarte mult, foarte des merg la peisajele la țară, casele de la țară. Să merg să pictez pe marginea unui sat, să fac fotografii, dar nu m-ar place să locuiesc undeva la țară. Ai fost încă de mic un citadin. Da, așa se pare că e explicație pentru lucrările mele, că mi-a plăcut orașul și arhitectura orașului. Totu- chemarea spre artă, spre pictură și sculptură, ai simțit-o totuși din copilărie? Păi era destul de greu ca să observ la un copil că este talentat sau nu este talentat. Asta au simțit doar profesorii în clasa 5-a, 6-a. Pentru că eram bun la desen. Atunci, pe vremea aia, încă era materia desen, muzică, ceea ce acum, din păcate, au dispărut. Și desenam foarte bine și aveam notele cele mai mari la desen. Dar, mai exact, mi s-a descoperit talentul la școala profesională. Am făcut la Arad, la Vasile Roaită, o școală de meserii, unde prima manifestare, nu pictura și desenul a fost, și a fost sculptura. S-a întâmplat în atelierul de lăcătușărie unde lucram, făceam practică, s-a rupt un ciocan în două, un ciocan de lemn, și l-am prins într-o menghină și cu un cuțit de bucătărie, un briceag cu care mâncam la prânz, am început să sculptez și să-l cioplesc. Și a ieșit un bus de bărbat foarte reușit. Și maestrul meu, care l-a văzut, m-a îndemnat să urmez școala populară de artă. Dar, fiind de ultimul an la școala asta de meserie, n-am mai urmat în primul an, pentru că am fost repartizat în provincie, mai exact la Lipova, unde a trebuit să fac contractul cu fabrica respectivă. Era secția fabricii de strunguri sau de vagoane din Lipova. Da, fabrica de strunguri de la Lipova. Acolo am făcut trebuia să fac 3 ani. Și atunci am uitat eu și de talent și de toate. Dar încă o precizare, la școală, întotdeauna profesorul de meserie mă punea pe tablă să desenez, că atunci nu erau proiectoare, nu erau calculatoare, adică desenul trebuia copiat din carte pe tablă și întotdeauna eu eram cel care copiam. Dar totul s-a întâmplat la Lipova, deja aveam 18 ani. Și am simțit nevoia să pictez și am cumpărat vreo 7-8 tuburi, cele mai importante culori, în galerie de la Arad și am început primele lucrări. Pot să spun că alea au fost primele lucrări în ulei, care erau copii după alte lucrări, care n-au avut nu știu ce mare succes. Și totuși tot la Lipova am început să am deschis o secție de arte plastice, în sensul că vreo 3-4 iubitori de artă, acuareliști, pictori, sculptori, ne-am adunat și am făcut o expoziție la Casa de Cultură. Mm-hmm. Și când ai simțit totuși că artele plastice sunt vocația ta, că asta vei face în viață? Păi am simțit că voi face, mai exact, am și făcut prin 84, pot spune că am început, atunci am avut și prima expoziție personală, împreună cu Grigore Pop. Asta a fost prima expoziție la Sala Forum în Arad. Și asta pot să spun că a fost începutul carierei mele ca artist plastic. Până atunci pictam ocazional, pentru că între timp m-am și căsătorit, am avut-o pe Alice și era foarte greu ca să găsesc și locuiam într-un apartament două camere și era destul de greu ca să-mi găsesc un spațiu în care să lucrez și timp, în special timp, era problema. Dar din 84, după prima expoziție de la Sala Forum, a urmat o expoziție personală la Sibiu,
Și de aici pot spune că activitatea mea ca artist a început să devină permanent. Anual aveam câte experiență personală și încet, încet, după Revoluție, am început să ieși în străinătate cu expozițiile. Cam atunci, cu prilejul prin expoziții personale, ți-ai dat seama că acesta este stilul Takács, marca Takács, cum ar veni astăzi, care a devenit chiar un stil inconfundabil și ușor de recunoscut pentru... Nu știu dacă din prima expoziție se putea recunoaște că Mihai Takács va fi un citadinist și va picta foarte mult orașul. Orașul, nu mă refer numai la Arad, pentru că acum lumea știe că pictez foarte mult orașul Arad, cu ocazia calendarelor care ies anual, se vede că foarte mult, mult Arad, deja chiar obositor, că foarte mult în lucrările mele se regăsește Aradul. Dar după prima expoziție personală care am avut, adică după Arad la Sibiu, a început să-mi placă foarte mult Sibiu și... An de an mergeam la Sibiu, că am cunoscut o prietenă care locuia la Sibiu și avea un spațiu, un atelier, și mergeam foarte des la Sibiu și pictam la Sibiu. Sibiu fiind un oraș cu arhitectură gotică și cu porțile și cu urcușuri, coborâșuri, a fost o mare plăcere să lucrez în aer liber pe acele zone interesante și unde am și învățat foarte mult perspectiva, ceea ce nu cred că se poate învăța mai bine decât la fața locului. Și după aceste expoziții de la Sibiu, cu orașul, îmi spun de ce n-aș putea picta și orașul Arad, pentru că este orașul meu. Chiar dacă stilul arhitectural din Arad este mult mai greu, mult mai profund, fiind un baroc și e mai greu de lucrat, am început cu primele lucrări cu Aradul, care nu știu dacă se mai păstrează, doar după reproducere se mai păstrează amintirea acestor lucrări. Și așa a început ca Mihai Takács să devină un citadinist. Și după ce ai ajuns la Paris, ai continuat tot în această manieră? Da, la Paris am ajuns în 1997, prima ieșire practică a fost în Germania, în Mannheim, Frankenthal, unde am fost invitat de niște germani plecați din țară, care au avut acolo o serbare, o festivitate, unde am fost invitat. Mă amintesc că la această invitație au fost invitat și Arșinel și Stella Popescu și acolo ne-am cunoscut, unde a fost un succes. Această expoziție a fost un mare succes, în sensul că într-o seară de sâmbătă s-a întâmplat și pe marea mea surprindere am vândut jumătate din expoziție, în seara respectivă. Nu știu dacă am avut prețuri mici sau care a fost reacția lor, dar cred că am fost foarte inspirat și am pictat ce credeam eu că le place lor. Au fost foarte multe lucrări cu șvabii din Banat, venirea șvabilor, tot felul de portrete de șvăboaice, localități pe care știam eu că apreciază ei, și foarte multe flori, naturi statice și lucrări care au mers foarte bine odat la publicul german de acolo. Deci primul succes internațional. Da, aș putea spune că acest succes m-a marcat așa de mult, a fost această expoziție, încât banii care am câștigat în seara respectivă mi-a permis ca după a doua zi, mai exact luni dimineața, am plecat la Paris cu soția împreună, am plecat la Paris pe 10 zile. Am luat bilet dus întors și în 10 zile am pictat 30 de lucrări. Poate nu vă vine să credeți, dar în 10 zile, în afară de o singură zi în care m-am dus să vizitez Muzeul Louvre și Orsay, în rest în fiecare zi am ieșit, bine, am mers pregătit cu pânze și am pictat pe malul Senei. În media asta face 3 tablouri pe zi. Da, 3 și de multe ori a fost că pe un tablou lucram pe carton pe vremea, că era mai ușor de dus și 10 cartoane erau foarte ușor puse una lângă alta și luam sub braț și puteam să mă deplasez ușor cu ele. De multe ori s-a întâmplat că pe aceeași carton pictam 2 lucrări. Uh-huh. Erau lucrări cu podurile pe Sena, care erau atât de frumoase, încât era ora la care încă nu venea să merg acasă și încă n-aveam pe ce picta. Și atunci s-a întâmplat de multe ori că făceam 2 lucrări pe aceeași pânză, carton, sau